O fetiță din Isporen de aproape 3 ani a fost răpusă de coronavirus. Micuța a fost adusă în capital în stare foarte gravă. Timp de o săptămână ea s-a aflat în secția de reanimare a Institutului Mamei și Copilului, dar a pierdut lupta pentru viață. Potrivit medicilor, fetița a suferit de mai multe afecțiuni cronice. Inițial, fetița a fost tratată într-un spital local, dar pentru că starea ei nu se ameliora, a fost transferată la Chișinău. Starea la pacientul la internare era extrem de gravă. Aceasta fiind internat în secție de terapie intensivă, ulterior confirmat pozitiv cu infecția COVID-19. În toată această perioadă, starea pacientului a rămas în continuare gravă, a fost conectat inclusiv la ventilare artificială. Pe lângă afecțiunile provocate de coronavirus, micuța suferea de maladii cronice și patologii congenitale. Suferea de pneumonie bilaterală, de bronșit obstructivă, de pilonefrit cronic, insuficiență renală cronică, precum și avea anumite multiple anomalii în dezvoltare. Era și spina bifida, este așa o afecțiune. Fetița s-a aflat în secția de reanimare a Institutului Mamei și Copilului timp de o săptămână. Medicii nu au putut să o salveze. Cauza exactă de ce urmează să fie stabilit prin expertiza medico-legală, dar lucrul este cert că starea pacientului s-a agravat și inclusiv și din cauza infecției COVID. Fetița avea 2 ani și 11 luni.